Luni 16 mai, în cadrul programului Zilelor Municipiului Roman, a avut loc ediția 7-a ștafetei Municipiului Roman, 4 pe 900 de metri, competiție pe echipe desfășurată cu participarea elevilor liceelor romașcane. Tinerii au plecat de la hotelul Roman, au alergat până la sensul giratoriu de la Doi Măgari, după care s-au întors în dreptul primăriei Roman. Eu vă urez succes fiecare, da? Să fie... Sunt și toți câștigători. Sunteți pregătite? Da? Da. Cu succes, da. Atenție, să ne accidentăm frumos, elegant și cu Dumnezeu înainte. 1, 2, 3 și... La finalul competiției, clasamentul a fost următorul. Pe locul 1, concurenții de la liceul cu program sportiv, pe locul al 2-lea s-au clasat concurenții de la Colegiul Național Roman Vodă, iar pe locul al 3-lea s-au clasat participanții de la liceul Vasile Sav. Echipajul Colegiului Tehnic Miron Costin a fost al 4-lea și va fi răsplătit cu o mențiune, în timp ce echipajele Colegiului Tehnic Petru Poni și Colegiului Tehnic Danubiana vor primi diplome de participare. Hai, Mititelu! De tari! Hai, Mititelu, cât ajunge! Haide! Premiera echipelor va avea loc miercuri 18 mai cu ocazia Galei Excelenței în Educație, ce va avea loc în sala mare din sediul primăriei Roman, începând cu ora 11.